Doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit! Ne apropiem cu pași repezi de sărbătoarea nașterii Mântuitorului Hristos. De aceea, în această ediție, vorbim despre Crăciun, sărbătoare reflectată însă în colindele românești. Este alături de mine părintele profesor universitar dr. Ovidiu Moceanu, de la Universitatea Transilvania din Brașov. Părinte profesor, bine ați venit la Cuvânt pentru Suflet. Vă mulțumesc, bine v-am găsit și vă mulțumesc pentru că îmi dați acest prilej foarte plăcut pentru mine să fiu cu dumneavoastră, cunoscându-vă activitatea, emisiunile și bucurându-mă astfel să contribui și eu cu ceva la frumusețile acestea. Vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră. Vorbim despre colindele noastre românești care amintesc de nașterea Mântuitorului Hristos și... Pentru început, spuneți-ne ce sunt colindele. Colindele sunt, de fapt, ritualuri, cum au fost așa mai pe la început, de bune urări cu prilejul nașterii Mântuitorului, de exprimarea bucuriei pentru acest mare eveniment. Singurul lucru nou sub soare, cum spunea un Sfânt Părinte, nașterea Domnului. Ele s-au născut din dorința de exprimare a bucuriei de întâmpinarea acestui eveniment, de aceea, în rândul colindelor, sunt cele mai multe colinde de Crăciun, de ajun. Mai sunt și pentru alte momente din an, dar acesta, cum în mod special, este absolut impresionant numărul, varietatea temelor, motivelor, toate având în centru acest moment extraordinar pentru întreaga suflare creștinească. Crăciunul, de fapt, este anul nou al creației. Anul nou al creației, care aduce multă bucurie, șansa mântuirii, înnoirii ființei umane. Deci colindele sunt creații care au venit să înmulțească bucuria. În ele se exprimă întotdeauna această bucurie de a-L întâmpina pe Domnul și în acest fel cu cuvânt, cu cântare, de către tot natul, ca să zicem așa. De aceea vom întâlni în toate regiunile din țara noastră, cele mai îndepărtate sate, cătune, etc., vom întâlni un anumit mod de a colinda, dar folosindu-se texte care circulă pe o are foarte largă și care au intrat în conștiința acestui lucru de întâmpinarea Mântuitorului. Părinte profesor, spuneți-ne ce rol au ele și mai cu seamă pentru omul de astăzi? Cum putem să ne bucurăm azi de ele? Observați că atunci când ascultăm colinde, când le cântăm, parcă întinerim, parcă revenim la bucuria aceea curată cu care copilul se gândește la Mântuitorul. Este un moment care ne transformă, pentru că aduce aer proaspăt din vechime și creează sentimentul unei legături peste ani și ani cu generațiile anterioare. Deci, colindele sunt un factor de unire în actul acesta de a-L cinsti pe Mântuitorul. Tocmai de aceea, cu drept cuvânt, ele s-au numit Evangheliile noastre. În altul Sfântul Antonie a folosit această, vremnicul de admitere mitropolit al Ardealului, a folosit această formulare și mi se pare că ea conține un mare adevăr. Aflăm împrejurările nașterii Mântuitorului. Motivele respective, cum toate cele care au avut loc și care, lucruri care sunt relatate de Evanghelie. Cu întâmpinarea acestui moment de către îngeri, deci colindătorii sunt de fapt asemeni îngerilor care îl cheamă la bucurie că se va naște Mântuitorul. Tocmai de aceea este o pregătire specială, se creează o atmosferă specială în acest moment și, cum spuneam, câteva din momentele importante legate de acest eveniment sunt reflectate în Evanghelie și de acolo, de fapt, diferite
teme, motive, imagini au fost exploatate. Evident că au avut în acest sens un rol foarte important și preoții care au condus comunitățile, au ghidat comunitățile, au oferit orientare în ce privește alcătuirea colindelor. Să înțelegem, părinte profesor, că de fapt aceste colinde sunt o prelungire a cântărilor bisericești? Fără îndoială. Ele sunt, de fapt, și nu exagerăm dacă spunem cuvintele părintelui profesor vrednic de amintire, Ion Bria, liturgia de după liturgie, pentru că aducem aceeași cinstire, slavă lui Dumnezeu și Maicii Domnului. Prelungesc sentimentul acela foarte plăcut pe care îl trăiești în Sfânta Liturghie. De altfel, în multe sate se pornește la colindat chiar din biserică, deci o prelungire a actului liturgic. Tocmai de aceea, dacă astăzi, poate nu totdeauna se sesizează caracterul acesta ritualic, nu? Liturgic, totuși miezul rămâne, chiar dacă unele lucruri s-au mai schimbat în ce privește modul în care se colindă, în care se pregătesc colindătorii. Dar de obicei se pregăteau în cadrul Sfintei Biserici. Chiar asta amintesc ele, vedeți că în condacul de la nașterea Mântuitorului Hristos spunem Fecioara astăzi pe cel mai presus de ființă naște. Și în colind ce spunem? Astăzi s-a născut Hristos, Mesia chip luminos. Sigur, tocmai de aceea este drept de remarcat că aceste creații ale poporului nostru sunt o manifestare a geniului românului de a sesiza problemele, de a exprima, de a mărturisi. Colindele sunt mărturisiri. Colindele sunt mărturisiri ale venirii în lume a Mântuitorului, al credinței în venirea în lumea Mântuitorului, deci întrupării. Sigur că accentul acesta în colinde pe întrupare are un anumit tâlc care se poate desluși dacă mergem pe firul istoric al știți că până prin veacul 3-4, nașterea și epifania, arătarea Domnului, nu? Se sărbătoreau în acea zi, 6 ianuarie. Dar iată că au apărut ereziile acestea monofizite și atunci s-a făcut în așa fel încât nașterea să fie despărțită ca eveniment de, sigur, nașterea, într-un sens metaforic, este arătarea în lume, pentru că este într-un sens concret, venirea în lumea Mântuitorului, nu? Pentru că una este nașterea aceasta în Duh și alta este nașterea în trup. Spune Sfântul Ioan Evanghelistul într-o epistolă, epistola 3, că cel ce nu mărturisește pe Hristos născut în trup, nu? Acela nu este de la Dumnezeu. Deci, iată actul pe care îl săvârșesc colindătorii, răspândind această credință a nașterii după trup a Mântuitorului. Părinte profesor, cum ar putea supraviețui obiceiul colindatului în mediul urban? E o întrebare care îmi trezește frumoase amintiri. De ce? În mediul urban, în vremea cealaltă, adică vorbind de înainte de 90, era, mi-am amintesc de o seară frumoasă, așa cu o ninsoare plăcută, și era un grup mare de colindători. Erau ceva ceresc, simțeai o înălțare sufletească extra în Brașov, deci în oraș. Omul nu s-a dezlipit, chiar dacă a migrat de la sat la oraș, nu s-a dezlipit de câteva coordonate fundamentale. Și aici venim cu alte idee. Colindele sunt o manifestare a identității noastre spirituale, a modului nostru de a-L iubi pe Hristos, pe Maica Domnului, pe Sfinții Îngeri. Deci, în oraș, acum, sigur, lucrurile uneori le-au preluat diferite cercuri, nu? Cenacluri, etc., și organizează colinde și așa mai departe. Își păstrează același farmec, nu este un lucru deosebit. Și nu cred că vreodată orașul va renunța la acest obicei,
orașul vorbind în general, de viața, de oraș, etc., etc., pentru că am fi foarte săraci, am fi foarte săraci. Ele îmbogățesc sărbătoarea aceasta înaltă și îi dau strălucire, îi dau strălucire. Mă miră că cineva a avut ideea că dacă ascult multe colinde o să ai de suferit cu sănătatea psihică sau cu alte. Nici pomeneală, din potrivă, te regenerează. Probabil știți despre ce vorbesc, că a apărut o opinie, o englezoaică, parcă o exprimă, că ascultatul colindelor, dacă asculți multe colinde, e posibil să te afecteze din punct de vedere mental și psihologic. Ceea ce nu este adevărat, din potrivă, ele creează sentimentul comunității. Nu există un sentiment mai adânc decât acela să te afli într-un grup de colindători, de unire frățească în fața unui eveniment. Cu deschidere, cu lucrare proaspătă, mereu proaspătă în fiecare an. De ce am ajuns, părinte profesor, să ironizăm colindele și artiștii care le cântă? Și sigur mă gândesc aici la acele ironii către artiștii care vin în fiecare an cu niște concerte de colinde și oamenii care spun, a, păi, este artist doar o dată pe an. Părinte, dar știți de ce? Secularizarea gândirii, care nu mai descoperă taina, frumusețea, ci am întors, nu știu cum s-a întâmplat la noi, spre această ironie păguboasă. Acum, sigur că poate unii au senzația unui comerț cu acest lucru. Apar CD-uri, apar tot felul de mijloace din acestea. Dar asta este una și cealaltă este alta, adică a fi prezenți artiști renumiți care încântă cu interpretarea lor, cu modul lor de... Deci una e să cânte cineva nepriceput, alta e să te încânte un artist care, și aici desigur vă amintiți de ne amintim de Hrușcă, pe care eu îl apreciez foarte mult, niciodată nu se epuizează interesul meu pentru asemenea artiști, pentru lucrarea pe care eu o fac, de propovăduire, că ei devin propovăduitori. Să nu vă mire această atitudine a unora, deci, cum am zis, cu gândire desacralizată, cu spirit epuizat de diferite solicitări, dintre cele mai ciudate, secularizante, nu? Care nu mai au capacitatea, nu mai sunt capabili să se transpună în acest moment, să trăiască fiorul foarte plăcut al întâmpinării Domnului nostru Iisus Hristos. Așa se întâmplă și cu Eminescu și cu autori de prim rang ai ceea ce se întâmplă cu acest lucru pe care l-ați sesizat, se întâmplă cu mari creatori care sunt ironizați, care sunt și Eminescu în primul rând. Eminescu în primul rând. Eu care am în curs Eminescu știu despre ce vorbesc, pentru că detractorii, în chip ciudat, detractorii lui Eminescu s-au mulțit acum, în vremea asta. Astfel, detractorii acestea ai artiștilor care sunt provoitori, sunt de fapt îndemnați de un duh rău, un duh străin de spiritul credinței noastre. Părinte, pentru că v-am întrebat de ce ironizăm artiștii, sau mai bine zis, de ce ironizăm colindele și pe artiștii care le cântă, să rămânem tot în zona aceasta. De ce, părinte profesor, mulți le privesc ca pe o coloană sonoră pentru Crăciun și nu mai văd semnificația lor pentru creștinătate? Pentru că nu au credință adevărată. În sufletul lor este o ruptură. Deci nu se sesizează decât decorul, nu se sesizează
esența, nu se sesizează de fapt ceea ce este taina acestui lucru, colinda. De aceea privirea lor are o reprezentare care sugerează uscăciunea. Uscăciunea nu mai este formală, este căutătoare de pricină pentru comoditatea lor. Mai comod le este să nu facă efortul acela de a se transpune în atmosfera aceea. Mai comod le este să recurg la acest mijloc foarte ieftin, ironia. Dar ironia, vorba lui Dostoevski, este arma oamenilor slabi și exprimă o neputință. Deci ironia exprimă neputința acestora care văd doar decorul și nu și ceea ce este dincolo de decor. Să înțelegem, părinte profesor, că toți acești colindători sunt de fapt niște vestitori ai nașterii Mântuitorului Hristos. Fără îndoială. A colinda înseamnă a merge din ușă în ușă, din casă în casă. Sigur. Și de a duce vestea. Sigur. Deci a vesti. Deci asta este. Și atunci, cum să nu ironizeze acela care găsește în sărbătoarea aceasta și în alte sărbători doar un prilej de bucurie trupească? Nu. Mai bine să stai comod și acolo și să faci bășcălie, ca să spunem așa, de diverse lucruri care sunt înălțătoare. Este o neputință a lor. Eu îi compătimesc. Să nu reușești să simți bucuria, să trăiești bucuria colindelor. Și alte asemenea creații și manifestări ale poporului nostru înseamnă o neputință. O neputință și, la urma urmei, o dramă a persoanelor respective. Dar nu sunt, să știți că nu sunt oamenii simpli, sunt cei complicați care cred că, recurgând la negație, sunt foarte interesanți, au o gândire modernă, ceea ce nu este așa. Părinte profesor, credeți că mai sunt copii atrași astăzi de colinde și de colindat? Sigur. Sigur, eu sunt convins și i-am văzut și văd în fiecare an și sunt o bucurie extraordinară să-i vezi cum copiii sunt ceea ce învățăm noi, părinte. Sunt ceea ce... Eu am o experiență acum aproape jumătate de secol la catedră cu tineri, cu mai puțin tineri. Am predat și la clasele primare odată și cunosc spiritul tineretului. Cred, mă laud, dar nu cred că prea mult. Pentru că dacă preziți o anumită față a lucrurilor, tu ca dascăl, îndrumător, acea față a lucrurilor va lucra în sufletul lor. Dacă le-ai prezentat copiilor colinda și toate celelalte dintr-o anumită perspectivă, vezi, de exemplu, la grădiniță, când se acum a ajuns să interzică sărbările acestea cu colinde și la grădiniță, și nu se poate. Vedeți? Și atunci, sigur că dacă ajunge la urechea copilului că, iată, unii interzic să colindăm și se spune întrebarea de ce și toate celelalte, atunci, sigur că vor fi niște probleme. Am văzut o sărbare și nu numai una, dar am văzut în mod special una la grădiniță în care copiii erau de o verbă, de o extraordinară expresivitate în prezentarea, cu o bucurie numai în sufletul curat al copilăriei găsește. Deci cum îi pregătim, așa o să fie, dar vai de acela prin care vine, știți foarte bine, ispita, adică vai de acela care încearcă să se îndepărteze de lucrurile frumoase, de lucrurile care, în care trebuie să crezi. Dacă eu merg la o clasă sau în fața unui curs și având, de exemplu, să vorbesc despre Eminescu, încep să-l batjocoresc pe Eminescu. Ce va face studentul? Ce va face elevul? Îl aruncă și cartea și tot, numai dacă domnul profesor a zis așa, atunci de ce să învăț, de ce să pregătesc? Aici
nu are rost să, nu are legătură cu aceasta, dar ca fenomene, iată că nu sunt izolate aceste lucruri, sunt și în alte locuri întâlnite, ironia, blasfemia, asta pe, sigur, pe, această, pe acest fond de secularizare progresivă, care vine și care nu încruță, nu încruță. Mi-a plăcut foarte mult cartea părintelui profesor, conferențiar Pestroiu, în legătură cu secularizarea, cu provocările. Acestea sunt provocări ale lumii moderne în față cu, față cu ceea ce este credința noastră, viața noastră și bucuriile noastre la urma urmei. Pentru că ar vrea să ne facă să fim sclavi unor bucurii ieftine, trecătoare și păguboase pentru suflet. Părinte profesor, lucrați cu studenții de atâția ani. Cum văd ei obiceiul acesta al colindatului? Ei care nu sunt constrânși de ceva anume. Pot să meargă singuri, să cânte ei singuri, să colinde. Dacă spuneați dumneavoastră de cei mici că aceștia pot fi influențați de oameni maturi, de părinți, chiar de profesori, educatori. Aici este altceva. Și am văzut coruri, chiar și în universitatea noastră, era un domn profesor care conducea un cor al studenților, au cântat niște colinde, părinte, că parcă atunci cobora cerul pe pământ, pentru că iau și forța necesară să... Deci aici nu mai este vorba de a influența, pentru că noi, tocmai când se cântă, când e momentul acesta al colindelor, îi pierdem pentru un timp, ei au vacanță și au plecat. Dar cei care rămân, sigur că se angajează și organizează colinde. Știți ce au făcut studenții din ASCOR? Care noi colaborez foarte bine, coordonez ASCOR-ul, filiala Brașov. Au mers prin cămine, părinte, și au chemat la cântare și s-au bucurat colegii lor studenți. Au mers prin cămine, ei. Deci au mers prin cămine și s-au asociat alți studenți, au cântat împreună, vedeți, inițiativă. Frumoasă, foarte frumoasă. Au mers prin căminile de bătrâni, prin căminile de copii, s-au împrietenit cu ei și așa mai departe. Totul este, sigur, totul este să menținem spiritul acesta viu, să mă țin viu spiritul acesta al colindelor, pentru că vor fi, fără îndoială, și colindători. Părinte profesor, pot colindele cântate în familie să ne unească de sărbători? Pentru că, iată, sărbătoarea Crăciunului este o sărbătoare a familiei. Exact, da. Nu veți vedea membri al familiei care participă la o cântare a colindelor să fie trist. Și atunci bucuria aceasta îi unește pe cei din casă, nu? Și unul își aduce aminte că mai știe o colindă, altul că știe alta, că sta să vă spun eu și iată cum se face lucrarea bucuriei. Pentru că asta e destinația colindei, să aducă bucurie în casa omului. Una din destinațiile principale, pe lângă aceea de vestire a nașterii Domnului. Dar vestirea însăși este o bucurie. Așa că în familie, acolo unde, sigur, unde sigur că este o viață creștină, acolo unde nu este viețuire creștină, desigur că e mai greu să pui colinda în lucrare. Dar într-o familie în care este viețuire creștină, colinda își are locul ei foarte, foarte important. Și de fapt, acesta este mesajul pe care biserica îl transmite la Crăciun, la nașterea Domnului. E de fapt mesajul pe care l-a cântat împreună cu un cor de îngeri Sfântul Arhanghel Gavril. Da. Slavă întru cei de sus, Dumnezeu, pe pământ, și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Sigur. Deci, slăvind pe Dumnezeu, nu pace pe pământ. Și oamenii oamenii să se iubească, adică să fie în bună voire, să fie în pace și liniște. Părinte profesor, care este mesajul pe care îl transmiteți dumneavoastră de aici, din capela Universității Transilvania din Brașov, către toți cei care ne privesc, gândindu-ne la colinde, dar și la nașterea Mântuitorului Hristos? Mesajul meu ar fi acesta: faceți din colinde lecții de bucurie.
și de îmbogățire sufletească, de mărturisire. Aduceți-vă aminte de Dumnezeu, cum spune Sfântul Părinte, că așa Dumnezeu să aducă aminte atunci când voi aveți nevoie de ajutorul Lui. Părinte, vă mulțumim foarte mult. Și eu vă mulțumesc foarte mult. Vă spunem la mulți ani. Mulțumesc la fel tuturor. Un Crăciun cu multe bucurii. Sărbători fericite. Și vă mai așteptăm cu drag la Cuvânt pentru Suflet. Cu mare drag. Dragi telespectatori și dumneavoastră, vă mulțumesc pentru atenție și nu uitați să colindați. Colindați-i pe cei care vă sunt aproape. Pe curând!